A când oare școala noastră din Scurini își deschide larg ușile pentru a primi pe cei care de-a lungul anilor și-au lăsat aici copilăria, și-au lăsat aici anii de studiu, și-au lăsat acele clipe de neuitat când au urcat pe culmele cunoștințelor și-au luat vorul de aici. Și acolo unde soarta i-a așezat să-și facă meseria, și-aduc cu drag aminte de această casă, casa copilăriei noastre, școală. Întotdeauna ne pare bine să ne bucurăm de succesele voastre. Agronomul primăvara seamănă și toamna strânge. Brutarul acum dă pâinea în cuptor, peste câteva ore se bucură de rezultat. Noi trebuie să așteptăm mai mult. Asta e meseria noastră de pedagog. Ani de rând o așteptăm și mai mare ne e bucurie atunci când voi ne faceți să fim bucuroși, să ne bucurăm de realizările noastre și să duceți departe de hotarea desculetelor faima acestui minunat sau faima acestei școli. Ne bucurăm că de acum marcăm date rotunde și a promoțiilor de licee. Succesele noastre sunt constante. De aceea vreau să vă spun că ceea ce s-a început cu mulți ani în urmă se continuă mai departe și azi vreau să salut pe toți. Începând cu acei care au o vechime mai mare în postura de absolvent, printre care și eu, pe acei care nu din mult au ieșit de pe măricile școlii și pe acei care se pregătesc, cei care astăzi sunt găzdașii noștri, și cei care organizează această petrecere și întâlnirea noastră, bun venit și o petrecere de suflet frumoasă, întâlniri plăcute cu cei care nu ne-au văzut de mult. Dar vă afirm că fiecare al doilea este absolvent sau mai precis, hai să fiu că am învățat la matematică. Eu țin să vă mulțumesc că voi ne-ați onorat cu prezența, că vă tun este o serată de omagiu a promoțiilor voastre, dar și a tuturor nouă din sală. Privindu-vă, admirându-vă, oricum ne revedem pe noi, pe când eram tineri de 30, apoi 40, apoi au venit 50 și au venit și 60. Vă spun că, da, mi-au fost spus acum seara complimente. Banii ăsta ne arătați bine, banii ăsta ne așa, într-adevăr, poate că ne-am obțit părul, ne-am bardat buzele, dar dacă mai fi un desfășor magic, dacă ne-am obțit și inima, atunci eu foarte mult aș fi recunoscătoare. Și sper că acest desfășor magic vor descoperi viitorii noștri absolvenți, viitorii noștri profesioniști în diferite domenii. Încă o dată, mă închid cu plecăciune și vă spun mulțumesc că ați venit, să știți că vă iubesc și vă aștept și pe nouă profesorilor în afară de florile și recunoștința voastră nu mi-i trebuie nimic. Vă pup pe toți! De plic și foame n-ai murit, dar pătineai mereu. De unde te găsești aici în codre rădăcită? Orești adusă de haiduri de nimeni cunoscută. Ești tânără și n-ai mulți ani, doi ochi albaștri în frunte, ești gingășă prin cerne mari, drăguță și cu minte. Te uiți la mine ca în puteamă, cu lacrimi pe obraj, de dimineață până în seară, de buci în vizire în prad.
fiecare chiar bun de mult, nici nu mi le știe, îl curăm la minunare și nu știu. Nici când se trebuie. El botizat cu de ploi de îngeri și pătită. Acum în codri suntem noi. Și mine e și toți cei care se află aici sunt foarte bucuros că văd atâta lume care țin la această școală. Eu la fel sunt bucuros că mă aflu aici și am revăzut o perioadă atât de lungă, colegii să și mă bucur. Mă bucur pentru toate generațiile. Mă bucur și pentru voi, cei care urmați să fie generația care ne duce mai departe. Voi sunteți copiii școlii noastre, voi sunteți mântria noastră. Voi sunteți cei care ne reduce tot mai departe. De la noi așteptăm multe, mai multe chiar decât la noi înșine. Pentru că posibil din 2001 până în 2011 n-au trecut mulți ani. Însă voi aveți mai multe în față. Succes, spor, multă, multă sănătate și nu uitați de unde ați sfârșit și încotro mergeți. Încă o dată felicitări și vă mulțumesc pentru atenție. Mă bucur foarte mult în această seară, mă aflu aici. Era cât pe ce să mă fim, dar până la urmă am făcut tot posibilul și am venit aici. Mă bucur foarte mult că sunt absolvent acestei școli. Că nu sunt din altă localitate, din alt raion, dar anume mi-am luat zborul din această școală. Și poate am să fac cumva pe mică, dar vreau să-i mulțumesc din motivul că fac mulțumire prin acest intermediu, vreau să-i mulțumesc în primul rând mamei mele, care mi-a fost mamă, care îmi este mamă, care a fost profesoare, care în fiecare dimineață a avut grijă de mine să merg la școală. Poate cumva am cei dreptare dacă pe parcursul anilor de școală cumva am atras cu obrazul din cauza mărilor mele. Sper că acum m-am întrat cu obrazul și cumva te mândrești de mine. Vreau să mulțumesc tuturor profesorilor care au contribuit la personalitatea mea și nu numai a mea, și a colegilor mei. Și deci vreau să mulțumesc și în ultimul rând, dar nu în ultimul, domnului, sau mai bine zis, Vitalie Victorovici, cum îi spuneam noi. Sper că este pe aici și îi dorim multă sănătate și că a avut grijă de noi 5-6 ani. Vitalie Victorovici, sănătate dumneavoastră și mersi pentru tot efortul care l-ați depus de acolo. Vă mulțumesc mult! Venim de la CEO Teoretic Spuleni și cam, cred că la toate lecțiile la care ne ducem suntem populari, ăștia de la Spuleni. Cu drag mi-amintesc de toți profesorii de la CEO Teoretic Spuleni. Cred că Veranisana, lumea ei fi până noastră de suflet a promoției 2006, profesoara care ne-a învățat foarte multe lucruri, când mi-a netez cu câte chinuri ne-a învățat eu pe matematica și câte duminici a trebuit să venim noi la matematică. La mine durerea era îndoită, pentru că eu trebuie să vin de la Părintești. Dar, în schimb, în anul întâi, am făcut mulți bani, făcând ore particulare cu studenți străini, făcând un ore de matematică. Ne gândeam o să venim sau nu o să venim, dar mă bucur că au venit măcar puțini care sunt eu. Vă mulțumesc profesorilor, vă mulțumesc absolvenților care totuși s-au făcut timp și au venit. Vreau să rog profesorii să fie mai indulgenți cu elevii de școală, deoarece când suntem în școală, suntem chiar suntem mai urați și avem energie multă și credeți-mă că pe ce absolvim tot nu înțelegi când am fost foarte răi, mă înțelegem atunci când suntem din părinți.
ascundem în noi un fragment din ființa născărilor noștri. Singura răsplată pe care ne-o putem oferi, alături de cunoștința noastră, este cea de a căuta să fim permanent noi înșine, cei în care au avut atâta încredere. Мир должен быть.